S-a grăbit Alexandra Stan când s-a căsătorit cu Emanuel și s-ar fi căsătorit cu oricine și ar fi vrut să facă și copil și tot în atâtea luni că s-au cunoscut foarte repede și au dat seama că e și toxică relația și au avut timp să și divorțeze și să se și vindece. Ce ziceți de câteva chestii senzaționale din istorie? În primul rând, vă aduc aminte de povestea absolut senzațională, pentru că la un moment dat pe 1 aprilie, pe 1 aprilie, într-un an foarte frumos, dacă nu mă înșel, era chiar 2007, într-o emisiune celebră, intră Ion Țiriac, rar la televiziune, și zice: mă, că să sunt aici cu Maria Marinescu și mă căsătoresc. Era doamna Rădulescu, Mihaela, cu Tudor Chirilă, s-au uitat așa ca la mașini străine și, într-adevăr, s-au căsătorit. Am fost toți, adică a fost toată presa acolo, păi m-am întâlnit la căsătoria lui Cristi Boureanu cu Valentina, am stat la masă cu Maria, care Maria era singură, soțul nu venise, ce faceți? Ea zicea: bine. După care, într-o bună zi, și-au dat seama că a fost ca un fel de glumă, ca un fel de un pariu așa. Lumea este mult mai așezată și mai matură acum. Ion a ieșit din perioada lui tulbure și este un manager foarte bun și îl moștenește pe tată în ceea ce înseamnă putere. Maria, după aceea, acum este o mamă dedicată, are o carieră frumoasă. Încă nu erau ei maturi, dar îi recunoști, Roxana, că asta a fost tare. A fost super tare și, cum să spun, au fost, de fapt, doi copii răsfățați care, da, chiar au făcut o glumă, adică ne-am fi mirat să dureze căsnicia lor. Pe de altă parte, acolo nu cred că a fost făcut niciun rău. Au vrut să vadă dacă reușesc să o fac și pe asta, iată că au făcut-o, au mers mai departe. Știi cum e în engleză, no harm done, adică n-a murit nimeni din chestia asta. Cum ați spus și voi, Maria abia de că-și mai amintește că s-a căsătorit cu Ion Țiriac. Ei erau prieteni, erau și prieteni de familie și cred că s-au amuzat teribil, știi? Când au reușit să adune toată lumea aia bună la ei la căsătorie. Ta-da-am! Da, deci, mi-aduc aminte că la emisiune imediat după căsătorie au venit nașii, Amalia și cu Ilie Năstase. Da, domnule, cum? Că sunt niște copii buni, că nu știu ce, că nu știu cum. După care, la fiind ceva timp mai târziu, așa ne întâlnim cu ei, domne, n-a fost să fie. Pe de altă parte, însă, lor le-a plăcut, a fost o întreagă poveste și Maria, practic, Maria în viața a avut trei căsnicii. A mai fost cu Frank și acum căsătoria, cred că cea mai importantă, fără niciun fel de discuție din viața ei, cu domnul Alin Petrache. Și de asta a zis: a, stai că eu am fost căsătorită de 3 ori. Aia a fost o glumă. La primărie, la consiliu, ca să zic așa, la sfatul popular, sunt 3. E adevărat, dar știi cum, când ai de toate, cum se zice, în viață, te gândești ce mai facem. Slavă cerului că au făcut-o pe asta și n-au făcut altele mai rele. E adevărat, adevărat. Zicem, ne și căsătorim, hai să vedem cum e. Și recunosc, cred că s-au amuzat. Hai să vedem câți oameni reușim noi să adunăm. Pe de altă parte, nașii n-au mințit. Ei sunt niște copii buni și, mă rog, au crescut în niște adulți responsabili. Ceea ce, da, multă lume se întreba apropo de Ion. Pe de altă parte, și el și-a asumat, într-adevăr, un rol acum de... S-a găsit, să zic. Exact, că e s-a greu găsit. Asta e răspunsul corect, s-a găsit. Bun, poate dintre toate aceste povești, cea mai agitată în...